Ea este noua concurentă Casa Iubirii. Ce părere aveți despre ea? Dacă mai vreți informații în premieră, abonați-vă și apăsați pe butonul de like. Băieții din Casa Iubirii vor fi uluiți de apariția unei noi concurente. Iată ce reacții va stârni Cristina în rândul fetelor. Ca prăjitură cu mere, bună dar urâtă. Cine sunt cei trei băieți pe care îi admira noua concurentă? Concurenții din Casa Iubirii, sezonul 2, au parte în fiecare ediție de noi provocări, momente de senzație, dar și răsturnări spectaculoase de situație. Deci cea mai recentă gală nu a fost una eliminatorie, în prima ediție a acestei săptămâni fetele au fost surprinse de apariția unui nou concurent. Laurențiu, în vârstă de 24 de ani, le-a încântat cu aspectul lui fizic încă de când a pășit în platou. În ediția de marți, băieții vor avea și ei parte de o surpriză, deoarece o nouă concurentă va intra în emisiune pentru a-și caută jumătatea. Surpriză de proporții pentru băieții din Casa Iubirii. O nouă concurentă își va face apariția în casa lor. Are corp frumos și e brunetă. În ediția de marți, 28 februarie, în Casa Iubirii își va face apariția o nouă concurentă, spre marea uluire a băieților, care o vor primi cu mare încântare și vor încerca să descopere cât mai multe detalii despre ea. În timp ce băieții vor trăi senzații țări și vor fi foarte entuziasmați de apariția Cristinei, nouă concurentă, în casa fetelor se vor stârni reacții aprige. Andreea Mantea o va chema în casa băieților pe nouă concurentă, care va pași cu delicatețe și mister pe scările casei, purtând o rochie colorată și mulată care îi sublinia silueta perfectă. În tot acest timp și fetele vor avea câteva cadre cu noua lor colegă și își vor exprima părerile răutăcioase. E o fată nouă. Are corp frumos și e brunetă. Spune Mihaela. Odată ce va intra în casa băieților, Andreea Mantea o va întreba pe Cristina, noua concurentă, dacă are deja în minte un top 3 cei mai apreciați și admirați băieți. În cele din urmă, tânăra va mărturisi că îi place pe Ionuț, Patrick și Andrei, pe care își dorește să îi cunoască. Între timp, fetele vor lansa noi păreri malițioase despre noua concurentă. Cea mai înverșunată va fi Patricia, deoarece va afirma că tânăra este precum prăjitura cu mere, bună dar cu un aspect urât. Că prăjitura cu mere, bună dar urâtă, spune Patricia. Ea este noua concurentă Casa Iubirii. Ce părere aveți despre ea? Dacă mai vreți informații în premieră, abonați-vă și apăsați pe butonul de like. Ies la iveală detalii șocante despre Ionuț. Încă o lovitură teribilă pentru Nona. Nu văd calea cum să mă reîndrăgostesc aici în Casa Iubirii în momentul de față. Are sau nu Ionuț pe cineva afară? Aflați totul sâmbătă, 25 februarie. Bianca aruncă bomba. Concurenta crede că Ionuț are pe cineva în afara emisiunii. Iată ce reacții se vor stârni în Casa Iubirii. Hai să nu ne mai pitim după pom. Știi ceva sigur că Ionuț are pe cineva afară? Cel de-al doilea sezon al îndrăgitei emisiuni Casa Iubirii surprinde în continuare telespectatorii cu noi momente de senzație, răsturnări uluitoare de situație, dar și provocări spectaculoase prin care trec noi concurenți în fiecare ediție. După ziua de vineri, când atmosfera din platou a fost una de sărbătoare dedicată dragobetelui, în ediția de sâmbătă se vor risca mici tensiuni după ce vor ieși la iveală anumite detalii neașteptate despre Ionuț. Ies la iveală detalii șocante despre Ionuț. Încă o lovitură teribilă pentru Nona. Nu văd calea cum să mă reîndrăgostesc aici în Casa Iubirii în momentul de față. În ediția de sâmbătă, 25 februarie, în Casa Iubirii, Bianca va încerca să îl determine pe Ionuț să dea cărțile pe față și să spună ce anume se întâmplă de fapt cu el și care este adevăratul motiv pentru care concurentul nu se apropie de niciuna dintre fetele din casă în acest sezon. În cele din urmă, Bianca va afirma că Ionuț ar avea o relație în afara emisiunii și tocmai de aceea nu și-a deschis inima către una dintre fetele din casă. Pe de altă parte, Radu va încerca să afle cât mai multe informații de la Bianca, în ceea ce îl privește pe colegul lui, însă concurenta va sublinia că nu știe nimic sigur, ci doar are anumite bănuieli. Ionuț, nu văd calea cumva, cum să mă reîndrăgostesc aici în Casa Iubirii în momentul de față. Bianca, dar tu te-ai schimbat. Tu nu erai așa. Radu, hai să nu ne mai pitim după pom. Știi ceva sigur că Ionuț are pe cineva afară? Că ai zis adineauri. Bianca, eu nu sunt sigură, dar comportamentul lui asta demonstrează. Tot în ediția de sâmbătă, fetele vor pune la cale noi consultării pentru a se decide pe care dintre băieți îl vor nominaliza spre eliminare în gala de duminică.
multe dintre ele au de gând să nu îl voteze pe Ionuț, ci să-l mai păstreze în Casa Iubirii. În cele din urmă, cei vizați vor fi Andrei și Marinel. Rămâne însă de văzut ce se va întâmpla sâmbătă de la ora 16 și ora 19 la Canal D. Tavi Clonda a ajuns la spital cu una dintre fiicele lui. Victoria a fost cea care a avut nevoie de atenția medicilor, după spusele cântărețului. Tavi Clonda la spital cu Victoria. Ce a pățit micuța? Tavi Clonda a ajuns la spital cu Victoria, una dintre fetițele pe care le are cu Gabriela Cristea. După ce micuța a avut febră mai multe zile, tatăl ei a decis să meargă cu ea la medic. Tavi Clonda a ajuns la spital cu una dintre fiicele lui. Victoria a fost cea care a avut nevoie de atenția medicilor, după spusele cântărețului. Tavi Clonda la spital cu Victoria. Ce a pățit micuța? Tavi Clonda a ajuns la spital cu Victoria, una dintre fetițele pe care le are cu Gabriela Cristea. După ce micuța a avut febră mai multe zile, tatăl ei a decis să meargă cu ea la medic. Cântărețul a mers cu fetița lui și a Gabrielei Cristea la medic, pentru un consult, pentru a vedea ce are cea mică după atâtea zile de febră. Până la urmă am ajuns un pic la doctor să facem un consult, că au trecut cam multe zile și am venit să vedem ce ne spune. Acum are o stare mai bună, dar totuși trebuie să vedem ce are, ce se întâmplă. Aveți grijă de voi, a spus Tavi Clonda pe Instastory. De altfel, Tavi Clonda a mai postat și zilele trecute mesaje pe rețelele de socializare, spunând că trebuie să stea acasă cu fetița lor cu febră în timp ce Gabriela Cristea se ocupă de noul său proiect de la Antena 1. Atunci când soția a început un nou proiect pe Antena 1, iar tăticul veghează fetiță când are febra, a scris artistul pe rețelele de socializare. Gabriela Cristea și-a lăudat soțul. Desigur, Gabriela Cristea nu a rămas fără răspuns în fața acestora afirmații și a vrut să își laude soțul în fața întregii lumii pentru că este nu doar un soț foarte bun, ci și un tată exemplar. Sunt binecuvântată cu un soț extraordinar, iar fetele noastre cu cel mai bun și dedicat tătic. Mulțumim, a transmis și Gabriela Cristea pe rețelele de socializare. Desigur, și internauții au fost mișcați de devotamentul artistului și i-au transmis lui Tavi Clonda că este un tată foarte bun, foarte frumos din partea ta, un tătic devotat familiei, sunteți minunați, multă sănătate și succes Gabrielei, felicitări tăticule! Într-o zi rolurile se vor inversa, ele vor avea grijă de tine, au scris fanii. Patrick și Patricia se vor întâlni în Camera Roșie și vor fi la un pas de a se săruta. Iată cum va reacționa Nona în clipa în care va afla decizia radicală luată de Patrick. A spus că e simpatică și a dat de înțeles că o să îi lase cale liberă spre cunoaștere. Cel de-al doilea sezon al emisiunii Casa Iubirii surprinde în continuare publicul cu noi momente spectaculoase și răsturnări uluitoare de situație, prin care trec concurenții care sunt din ce în ce mai dornici să își găsească jumătatea. În ediția de miercuri, Nona și Patrick s-au întâlnit și au conversat pentru prima dată după despărțire și au încercat să-și rezolve neînțelegerile. Pe de altă parte, Radu și Cristina au ajuns într-un punct delicat al relației lor, după ce concurentul a lansat o glumă nesărată despre o posibilă destrămare a cuplului lor. În ediția de joi, 23 februarie, lucrurile se vor precipita în ceea ce îi privește pe Nona și Patrick, deoarece concurentul ajunge în Camera Roșie alături de Patricia. Ionuț va da cărțile pe față în ceea ce o privește pe Nona. În ediția de joi a emisiunii Casa Iubirii, Ionuț va sublinia faptul că Nona i-ar fi mărturisit că s-a jucat cu el și că nu se mai pune problema unei cunoașteri între ei. Cel care se va arată uluit de spusele lui Ionuț va fi nimeni altul decât Patrick și va afirma că a avut mari dubii în privința lor și a crezut că își doresc să se cunoască. Ionuț, Nona a spus că s-a jucat cu mine, a fost un joc ceea ce s-a întâmplat cu mine. Și nu cred că se mai pune problema de o cunoaștere între noi doi. Bianca, nu cred că a fost în totalitate un joc. Dar ok. Patrick, în sfârșit aflăm adevărul. Nona, tu ai avut o reacție foarte mândru de ține acum. Patrick, aveam eu niște semne de întrebare în privința ta și a lui Ionuț. Nona, eu cred că ar trebui să nu le mai ai deloc. Patrick, uite, mi-am permis să zic eu acum că așa am vrut eu.
Întrebată de Marinel dacă crede că Patrick se va apropia treptat de Patricia, Nona a răspuns că le dorește succes. În timp ce Nona conversa cu Marinel și Bianca, în camera roșie se vor întâlni chiar Patrick și Patricia. Cei doi tineri vor discuta pentru prima dată cu un ton mult mai apropiat și mai tandru și vor încerca să afle mai multe lucruri despre ei.